Bună ziua, bine ați venit! Penultima etapă din sezonul regulat al Ligii a doua programează și partida CSM Mioveni Steaua. Meciul se va desfășura luni, de la ora 17 pe stadionul Orășenești Mioveni. Această partidă este prefațată de antrenorul principal al echipei noastre, Constantin Schumacher, și de jucătorii Ștefan Blănaru și Andrei Trașu. Șumi, cum vezi acest joc? Bună ziua! Un meci foarte greu, un meci cu o echipă bună, un meci care ultima etapă a câștigat cu 5-0, cu Pandur, Târgu Jiu. Echipa mea vine după un ieșit la Cenebăr, în care, din punctul meu de vedere, nu merităm să pierdem, dar asta este fotbal. Vom face tot posibilul ca din următoarele două jocuri să luăm maxim. Echipa mea este pregătită, sunt sigur că galacticii mei, cum îmi spun eu, sunt motivați și își doresc ca și mine să ne atingem obiectivul pe care ne-l am propus noi și sper ca la primul meci cu CSM Steaua să luăm cele trei puncte. Nu este un meci ușor, este un meci greu, este un meci cu o echipă bună, cu o galerie care sunt sigur că va veni și la acest meci, importantă. Dar pentru noi ne bucură acest lucru, pentru că cu cât vin la suport din tribună, cu atât fotbaliștii cred că își ridică nivelul mai mult. Asta ne ajută și sper ca jucătorii mei să fie pregătiți pentru acest meci. Ștefan, cum vezi partida de luni? Bună ziua, în primul rând. Da, o vezi greu, echipa cu care vom juca e echipa bună. Vin după rezultat foarte bun pentru ei, dar noi facem tot ce depinde noi ca în următoarele două etape să facem puncte suficiente pentru a intra în play-off. Andrei? Bună ziua! Următorul meci care ne așteaptă o să fie un meci destul de dificil, dar trebuie să ne pregătim bine în această săptămână și să dăm totul la ora meciului, să fie bine. Întrebări? Sumi pentru acel meci, poți alinea cea mai bună formulă? Da, toți jucătorii sunt apți, sunt apți pentru acest meci. Nu se preocupă vreun jucător să fie indisponibil. Doar Mihai Costea a făcut o întorsă la ultimul meci și nu s-a pregătit normal astea două zile, dar de asta cred că va intra o întrebare pentru toți trei, faptul că meciul cu CSEA o pică, să spunem, în perioada asta, vă motivează în plus pentru că e un adversar puternic? Toți adversarii sunt puternici, cum ați văzut, că niciun meci nu s-a înălbat-o, dar CSEA Steaua este un meci aparte, pentru că este o echipă de tradiție și vor veni cu suporte, este o echipă care își dorește să intre în play-off, dar în momentul ăsta suntem pregătiți, mental, fizic, din toate punctele de vedere, să dăm totul pe teren și să demonstrăm că suntem echipă bună. Da. În acest an s-a demonstrat că niciun meci nu este ușor. Mai puțin poate cu echipă sau două să fie un pic mai accesibil. Anul ăsta, într-adevăr, de când am început până în acest moment, cred că 12 echipe care și-au propus play-off-ul, suntem toate acolo despățit de 1, 2, 3. Știm că Steaua o să vină să câștige cele 3 puncte ca să-i mențină încă în lupta pentru acele 6 locuri, dar noi suntem pregătiți, ne pregătim în continuare până la ora meciului și sper să ne bucurăm după acest meci. Într-adevăr, mai avem o etapă până după ei care, în caz de ceva, ne mențin încă 6 la primele 6 locuri, dar ne deranșăm cât mai repede acest play-off, să zic așa, să intrăm în primele 6, cu gândul să pregătim următoarele etape, așa cum se cuvine. Pentru noi pot să zic că dacă intrăm în play-off, de meci cu Steaua, cum ar fi al 12-lea meci. Cred că pentru meciurile de genul ne-am apucat de fotbal și ne-am dorit cât mai mult și cât mai repede să accedem, să încercăm să accedem în primele 6 și cred că o să fie un meci special pentru toată lumea. Șumi, etapa trecută, o înfrângere după multe etape bune. Cum s-a trecut peste acest eșec? Nu a fost ușor să trecem peste acest eșec, pentru că eram motivați și jucătorii la fel, dar
este normal să mai ieși și sincope, este normal ca nu poți să le câștigi pe toate și am jucat cu echipa de pe primul loc, cu echipa bună, un antrenor bun. Păcat că a fost un eșec, un gol care nu mai contează cum a fost, cu 8-7, cu 8-7, cu un autogol, contează că am pierdut, dar mai avem încă două meciuri în care putem să ne atingem obiectivul pe care ne-am propus. Băieți, ce n-a mers etapa trecută în partida cu Limba? Da, am avut așteptări foarte mari de la acest meci, de acum zis și Șumi, să nu uite că a jucat cu lui Campionatului. Noi, după meci, am fost așa de dezamăgiți de cum a decurs jocul, să zic așa, zici că am fi jucat cu ultimul loc, nu cu primul loc. Noi ne-am pus speranțe foarte mari în acel meci, dar să ținem cont că a fost un meci echilibrat, probabil, nu sunt sigur, n-am revăzut faza cu la stand, dar se dădea penalti, probabil era alt rezultat. Și cum a zis Șumi, exact, am luat gol din adică am luat un autogol care a decis acel meci. Am avut și noi ocaziile noastre, dar s-a rins. După meci a fost o dezamăgire foarte mare, pentru că am mers foarte încredători acolo și nu ne-a ieșit rezultatul cel puțin care ne așteptam noi. Am jucat cu echipa bună a campionatului, am fost dezamăgiți, dar trebuie să luăm lucrurile bune și să uităm cât mai repede această înfrângere, să trecem peste și să facem tot posibilul la următorul meci să reușim să luăm maxim. Și Umi, cine crezi că se dă lupta pentru accederea în play-off? Cu noi. Deci totul depinde de noi, nu depinde de absolut nimeni. Noi, dacă ne vom câștiga meciurile pe care le avem, noi suntem deja în play-off. Important este ca noi să fim mental, fizic, pregătiți din toate punctele de vedere, să fim cât mai motivați pentru aceste două meciuri, pentru că depinde de noi. Asta este important pentru noi și asta ne ajută pe noi, din punctul ăsta de vedere, pentru că suntem la mâna noastră. Băieți, voi vă veți uita și la rezultatele celorlalte echipe sau veți fi cu ochii doar pe ceea ce jucați voi? Și noi suntem pregătiți și ne pregătim doar pentru ce jucăm noi, pentru că, după cum știm, tot timpul a stat la mâna noastră și dacă doar în perioadă de luni nu va fi rezultat favorabil nouă, tot la mâna noastră vom sta. Într-adevăr, ne uităm la meciul pentru că poate să fie următoarea noastră de sare dacă intrăm în play-off sau celălalt play-off, dar noi ne gândim doar la play-off. Știu că toată lumea avea așteptări de la noi sau obiectivul clubului a fost altul, doar că noi am ajuns acolo și ar fi păcat să nu ne menținem. Cred că ar trebui să urmărim doar evoluția noastră și să facem tot ce ține de noi să fie bine. Dacă nu mai sunt. Șumi, ai fost jucător la nivel înalt, antrenezi la Liga a doua acum. Cum ți se pare chestia asta? Meci cum cu CSEA Steaua, care trage și la un play-off, care din nou pentru ea nu reprezintă nimic și nu doar pentru ea. Cum e pentru tine ca antrenor, pentru voi ca jucător, un astfel de lucru? Pentru mine ca jurnalist e o anomalie până la urmă. Că practic o echipă care nu ar trebui să fie acolo, e acolo. Și încurcă niște calcule că vrei, că nu vrei. Sunt sigur că se vor rezolva aceste lucruri în timp, doar că și din punctul meu de vedere nu este normal ca echipele care nu au drept de promovare să fie acolo în față. Eu aș fi fost, din punctul meu de vedere, de acord ca echipele care sunt în față să joace pentru alt obiectiv, pentru play-out și să rămânem cu aceleași puncte. Sunt sigur că aceste echipe care sunt în play-off în momentul ăsta au capacitatea și puterea, mai ales că sunt în față în momentul ăsta, să nu se pună problema să retrogradeze, rămânem cu aceleași puncte, au o diferență destul de mare de celelalte urmăritoare și atunci play-off-ul se va juca altfel cu echipe care își doresc și vor să intre în Liga 1. Nu văd că este normal acest lucru, fiind două echipe, plus CSEA Steaua, dacă poate să califice, dar la fel depinde CSEA Steaua de rezultatele pe care le au celelalte combatante care sunt urmăritoare la play-off, dar, cum am spus, asta este decizia federației și ei decid, dar și din punctul meu de vedere nu este corect. Ultima întrebare aș mai avea eu, vorbeai de Galeria Stelei și de faptul că vor veni suporterii acestei echipe la Mioveni. Ce mesaj ai pentru suporterii Mioveniului?
Ce mesaj asta? Ei trebuie să vină să susțină această echipă, că noi vom face tot posibilul ca să dăm totul pe teren, să ne atingem obiectivul pe care l-am propus, să ne susțină din primul minut până în ultimul minut, că această echipă va face tot posibilul să fie în față. Indiferent că vom juca cu CSEA Steaua, indiferent că vom juca cu Slatina, noi vom face tot posibilul să ne atingem acest obiectiv. Voi băieți, ce le transmiteți suporterilor înainte de acest meci? Așteptăm un număr mai mare, o să avem nevoie și noi de suportul lor. Cred că vom vedea un meci frumos, jucăm cu echipă de tradiție în fotbal românesc și ca și fotbalist, cel mai frumos este să joci pe un stadion cu cât mai mulți oameni. Andrei? Să vină număr cât mai mare la stadion și să ne susțin. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim mult și multă baftă!